Luna august, ziua a 30-a. Sfinții părinți Alexandru, Ioan și Pavel, patriarhii Constantinopolului. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfântul Alexandru a fost protopop și horepiscop pe vremea Sfântului Mitrofan, întâiul patriarh al Constantinopolului, fiind înfrumusețat cu toate faptele bune. Când s-a adunat în Niceea întâiul sinod al Sfinților Părinți a toată lumea, patriarhul Mitrofan, neputând să se ducă la acel sobor, din pricina bătrâneților și slăbiciunii trupești, a trimis pe acest Alexandru, apărător al dreptei credințe. El, șezând în sobor în locul patriarhului său, s-a luptat mult pentru dreapta credință împotriva răucredinciosului Arie. Iar după săvârșirea sinodului, Alexandru, întorcându-se din Niceea în Constantinopol, îngerul Domnului s-a arătat fericitului Mitrofan, spunându-i că îi se apropie sfârșitul și poruncindu-i să-l lase după sine ca patriarh pe Alexandru, zicând: Tu, după 10 zile îți vei lua cununa de la Dumnezeu, iar scaunul bisericesc să-l ia în locul tău, Alexandru, împreună slujitorul tău. Deci a venit și binecredinciosul împărat, Marele Constantin, împreună cu mulți părinți, ca să cerceteze pe Sfântul Patriarh Mitrofan, care era bolnav și zăcea pe patul morții. Și când l-a întrebat pe cine ar binecuvânta ca să primească scaunul Patriarhiei după mutarea sa, Sfântul Mitrofan a răspuns: Domnul mi-a descoperit că după mine va lua scaunul Patriarhiei Alexandru, împreună slujitorul meu, cel vrednic cu adevărat de alegere și de darul Duhului Sfânt. Așa s-a și întâmplat. Ducându-se Sfântul Mitrofan la Domnul, a fost pus Alexandru ca patriarh al Constantinopolului. El a păstorit bine turma cea cuvântătoare a lui Hristos, gonind lupii eretici și elini. Pentru că nu numai cu arienii avea mare luptă, dar și cu filozofii elinești. Odată, unii din acești filozofi, îndrăznind, s-au apropiat de împărat și l-au certat că a lepădat credința cea veche părintească și legile romane și grecești și a primit o credință și o lege nouă, care vor fi nu spre întărire, ci spre risipirea împărăției. Și rugau ei pe împărat să le poruncească să se întrebe despre credință cu Alexandru, episcopul lui. Deci împăratul a poruncit să se facă întrebarea, iar Alexandru, arhiereul lui Dumnezeu, deși era neînvățat în filozofia elinească, însă fiind plin de Duhul Sfânt, nu s-a lepădat de întrebare. Și adunându-se mulți filozofi și voind toți să se întrebe cu episcopul creștinesc, arhiereul i-a rugat să aleagă pe unul din ei mai înțelept și cuvântător și să-l pună înaintea sa la întrebare, iar ceilalți să asculte toți. Pentru că nu voi putea eu, zicea Sfântul, un singur om să vă dovedesc pe voi cei mulți când veți striga și vă veți gâlcevi. Deci, alegând filozofii pe care îl știau că este mai înțelept, l-au pus înaintea arhiereului, iar ei singuri s-au gătit la ascultare cu luarea minte. Deci, începând, preasfințitul patriarh Alexandru a zis către filozof așa: În numele Domnului meu Iisus Hristos îți poruncesc să taci. Și îndată i s-a legat limba filozofului și a rămas mut, neputând să zică nimic. Văzând aceasta, adunarea filozofilor s-a înfricoșat și s-a rușinat. Deci unii din ei au fugit de rușine, iar alții au crezut în Hristos. Iar filozoful cel amuțit, arătând prin semne că a înțeles rătăcirea sa și că este dreaptă credința creștinească, a căzut la picioarele arhiereului și i s-a dezlegat limba din amuțire, și cu mare glas a început a slăvi pe Hristos și s-a botezat împreună cu ceilalți prieteni ai săi. Atunci s-a făcut bucurie împăratului și tuturor credincioșilor și toți proslăveau pe Dumnezeu, care a dăruit atâta putere minunată plăcutului său. După aceea, Sfântul Alexandru a omorât cu rugăciunea și pe răucredinciosul Arie, pentru că acel eretic, trecând câțiva ani de la sinodul cel din tâi a toată lumea, și fiind chemat la Constantinopol, a amăgit cu vicleșug pe binecredinciosul împărat Constantin,
când acela l-a întrebat de crede precum sfinții părinți au întărit în sinodul din Nicea. Iar el, având în sân hârtia credinței sale ereticești, lovea cu dreapta pieptul zicând: așa cred, ca și cum s-ar fi învoit cu credința cea întărită în Nicea, iar cu gândul zicea: așa cred precum am scris cu mâna mea și cum am în sânul meu. Deci, jurându-se înaintea împăratului că așa crede, și împăratul neștiind un vicleșug ca acela, a crezut cuvintele lui cele meșteșugite și l-a trimis la preasfințitul Alexandru, poruncindu-i să primească pe Arie într-o împărtășire bisericească ca pe un drept credincios. Și a fost rânduită o zi de duminică ca să intre Arie în biserică spre împărtășire. Iar Sfântul Alexandru se lepăda al primi pe el ca pe un începător de eresuri. Deci, fiind sâmbătă spre duminică, în acea noapte arhiereul lui Dumnezeu s-a aruncat la rugăciune în altar înaintea Sfântului Prestol, rugând cu lacrimi pe Dumnezeu ca ori să-i ia sufletul din trup îndată, ca să nu vadă ziua aceea în care Arie avea să se apropie și să ia împărtășirea cu Sfintele Taine, ori, milostivindu-se spre biserica sa, să piardă pe Arie de pe pământul celor vii. Astfel, rugându-se Sfântului Dumnezeu, s-a făcut ziua și s-a apropiat ceasul Sfintei Slujbe. Și mergea Ariel de la Palatul Împărătesc la biserică cu multă mândrie, înconjurat de boierii împărătești care erau de restul lui și de o mulțime de oameni înarmați. Și apropiindu-se el de locul ce se numea Târgul lui Constantin, unde era un stâlp de marmură care avea pe sine statuia împăratului, a căzut asupra lui frică de conștiința ce-l mânca pe el. Și de frică i-a venit lui nevoia cea trupească și a început a căuta un loc ascuns. Și s-a întâmplat acolo, nu departe, o ieșitoare a poporului, în care, intrând el, deodată a fost lovit cu o durere cumplită la cele din lăuntru. Și-a crăpat în două ca și Iuda, și toate mațele lui au ieșit prin șezut. Astfel a pierit cu ticăloșie, lepădându-și sufletul său cu amar. Iar cei ce l-așteptau afară, văzând că nu mai iese, au intrat la el și l-au găsit mort, zăcând în gunoi și în sânge. Atunci îndată s-a înștiințat toată cetatea de cumplita moarte neașteptată a ereticului Arie. Deci ereticii s-au rușinat foarte, iar drept credincioșii s-au bucurat că Hristos, adevăratul Dumnezeu, este biruitorul vrăjmașului și hulitorului său. Iar mai ales, preasfințitul patriarh Alexandru a dat mulțumirea lui Dumnezeu, cel ce s-a milostivit spre biserica sa și a scăpat-o de acel lup cumplit. Iar drept credinciosul împărat Constantin cel Mare, auzind de moartea lui Arie, s-a întărit mai mult în dreapta credință și a apărat dogmele sinodului din Nicea până la sfârșitul său. Așa de puternică a fost înaintea lui Dumnezeu rugăciunea cea dreaptă a lui Alexandru, marele arhiereu al lui Hristos, care, ca și cu o armă ascuțită, a omorât pe vrăjmașul lui Dumnezeu și a făcut prăznuire bisericii celei drept credincioase. După aceea și Sfântul Grigorie, cuvântătorul lui Dumnezeu, a pomenit acest lucru în cuvântul său către constantinopolitani, grăind cu laudă: adevăr vă zic vouă, de vreme ce sunteți ucenici ai prealesului Alexandru, ai marelui apărător și propovăduitor al preasfintei treimi, care și cu cuvântul și cu lucrul a gonit rătăcirea ereticească. Aduceți-vă aminte de rugăciunea lui cea întocmai cu apostolilor, prin care a pierdut pe începătorul și povățuitorul necurăției, la locul la care vrednică era limba cea prea necurată, ca cearta cu cearta să fie răzbunată, și prin moartea cea necinstită, care cu dreptate l-a ajuns, să fie mustrată veșnic vătămarea cea purtătoare de moarte ereticească, care a pierdut multe suflete. Acestea le-a grăit Sfântul Grigorie spre lauda Sfântului Alexandru și spre defăimarea rău credinciosului Arie. Aducând aminte de moartea cea necinstită a lui Arie, care s-a întâmplat la acel loc necurat prin rugăciunea Sfântului Alexandru. Căci precum acela a ocărât pe Fiul lui Dumnezeu, hulind dumnezeirea lui cea întocmai puternică cu a Tatălui și de-a pururea viitoare, tot așa el însuși a luat ocară prin moartea cea necinstită și a fost răzbunată ocara cu ocară. Iar Sfântul Alexandru, păstorind Biserica lui Hristos ani îndestulați, a ajuns la adânci bătrâneți, iar când a fost aproape de sfârșit, oile cele cuvântătoare au înconjurat patul păstorului lor și îl întrebau: părinte, cui ne lași pe noi, fiii tăi? Pe cine vei pune în locul tău care, mergând pe urmele tale, ar putea să îndrepte bine biserica? Iar el,
arătând spre cei doi bărbați cinstiți, spre preotul Pavel și spre diaconul Macedoniei, a zis: De voiți să aveți păstor învățător și strălucit prin fapte bune, alegeți-l pe Pavel. Iar de voiți să-l aveți numai frumos la față și cu podoaba din afară cinstit, atunci alegeți-vă pe Macedonie. Acestea zicându-le preasfințitul patriarh Alexandru, s-a mutat la Domnul, având de la nașterea sa 98 de ani. Iar după dânsul, a luat scaunul patriarhal Sfântul Pavel, întâiul patriarh al Constantinopolului cu acest nume, a cărui pomenire se cinstește la 6 noiembrie. Sfântul Ioan, care se numea Capadoc, căci era cu neamul din Capadocia, a luat scaunul Patriarhiei Constantinopolului după Timotei cel rău credincios, aproape de sfârșitul împărăției lui Anastasie Ereticul. El a fost ales la acea înaltă dregătorie fără să vrea și a fost ridicat mai mult de poporul cel drept credincios decât de puterea împărătească. Și nu a avut pace de la rău credinciosul împărat până la sfârșitul lui, fiind urât și gonit de dânsul. Aceasta îi se făcea, fiindcă împăratul acela ținea de Eresului Sever, falsul patriarh al Antiohiei și potrivnicul celui de-al patrulea sinod al Sfinților Părinți a toată lumea, care a fost în Calcedon. Acel eretic Sevir, urmând lui Dioscor și lui Eutihie, care au fost lepădați de acel sinod și dați anatemei, zicea că o fire este în persoana lui Hristos, ca și cum cuvântul și trupul s-ar fi amestecat prin întrupare într-o fire, iar nu după cum ne-au învățat Sfinții Părinți să credem, că în persoana lui Hristos sunt două firi, precum și acum cântă biserica, dogmatisind. Din fire Dumnezeu fiind și cu firea om făcându-se pentru noi, nu în două fețe fiind despărțit, ci în două firi neamestecat fiind cunoscut. Același rău credincios și potrivnic al credinței cele drepte, bârfea cum că dumnezeirea Sfintei Treimii ar fi pătimit pe cruce cu amestecare a omenirii lui Hristos, și pentru aceea îndrăznea de adăuga la cântarea cea întru tot sfântă: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, și Cel ce te-ai răstignit pentru noi, miluiește-ne pe noi. De la acel ticălos Sevir a ieșit erezia achefaliților, adică a celor fără de cap, numindu-se astfel pentru că nu au voit să fie sub episcopii drept credincioși, care stăpâneau bisericile, după cum capul stăpânește celelalte mădulare, ci singurii pentru ei fiecare se făcea începător și învățător, după mintea capului lor cel nebun. Și murind episcopii cei rău credincioși și preoților, la dânsii nu mai era rânduiala botezului după obiceiul bisericesc, micii dumnezeiești liturghii, și se împărtășeau din agnețul cel de multă vreme pregătit și păzit, al trupului lui Hristos, adunându-se în ziua Sfintelor Paști și zdrobind acel agneț în părți prea mici. Atunci fiecare își scornea lui orice fel de credință nedreaptă voia, și luând stăpânirea învățăturii după voia lor, învățau pe alții după mintea lor deșartă. Deci multe alte eresuri au răsărit de la dânsii, potrivnic unul altuia. Despre acestea, Nichifor Calist, istoricul bisericesc grec, scrie în Cartea 18, capitolul 45. Din niște eretici ca aceștia era rău credinciosul împărat Anastasie, care a tulburat mult biserica lui Dumnezeu, izgonind din scaunele lor pe ortodoxi și arhierei. Și pe Sfântul Ioan, pus nou patriarh al Constantinopolului, voia să-l izgonească cu totul. Dar l-a ajuns pe el judecata lui Dumnezeu și cu moarte groaznică i-a tăiat viața lui. Și nu este cu necuviință a pomeni aici despre moartea celui rău împărat, care a fost astfel. Cu puține zile înainte de pieirea sa, a văzut în vis un om înfricoșat, șezând pe scaun înalt și într-o slavă ca un judecător și mulți stând înaintea lui. Judecătorul acela avea în mâinile sale o carte pe care, deschizând-o, a găsit scris numele împăratului Anastasie și, arătându-l pe acela împăratului, i-a zis: Eu voiam să te las să trăiești mai mult, dar pentru credința ta cea rea voi șterge din viața ta 14 ani. Aceasta zicând-o, a șters pe cel scris în carte, iar împăratul, cuprinzându-se de frică mare, s-a deșteptat din somn tremurând. Și, chemând pe unul mai credincios dintre sfetnicii săi, anume Amantie, care era de un gând cu dânsul în toate resturile și răutățile, i-a spus lui cu mâhnire vedenia visului său. Iar Amantie, auzind aceasta și înspăimântându-se, a zis: În noaptea aceasta am văzut și eu o vedenie înfricoșată. Mi se părea că stau în fața împărăteștii tale fețe, ca și cum aș sluji,
și iată o scroafă mare, alergând, m-a apucat de haina de deasupra și m-a aruncat la pământ și m-a mâncat. Niște visuri înfricoșate ca acestea, spunându-și unul altuia, s-au înspăimântat și au chemat pe un vrăjitor, anume Proclu, căruia i-au spus visele lor ca să le tâlcuiască. Iar acel vrăjitor le-a spus lor că amândoi de grab vor muri. Și nu după multe zile, un tunet cu fulgere de sus a lovit în palatele împărătești și a ucis pe împărat și astfel rău a pierit acel rău împărat. Iar după moartea lui Anastasie, a fost ales la împărăție Iustin, bărbat bine credincios și drept. Iar Amantie și ceilalți oameni răi cu dânsul, ajutători răutății lui Anastasie și prigonitori ai bisericii, au fost dați la moarte cu dreaptă judecată. Astfel s-a împlinit lui Anastasie și lui Amantie vedenile viselor lor. Iar după pierirea acelor vrăjmași ai bisericii, a luat pace și alinare Biserica lui Hristos și păstorii ei. Atunci preasfințitul patriarh Ioan, cu drept credinciosul împărat Iustin, cel nou ales, și cu tot poporul cel drept credincios, bucurându-se pentru eliberarea Sfintei Biserici de sub jugul tiraniei, au cântat în biserică cântări de mulțumire și prăznuire. Și de grabă chemând pe cei mai de aproape episcopi, 40 la număr, și alcătuind un sinod local, au dat anatemei pe Sevir, mincinosul patriarh al Antiohiei, și pe toți cei de un gând cu dânsul. Iar pe sinodul al patrulea a toată lumea din Calcedon l-au întărit și l-au preamărit. Și a petrecut celelalte zile ale vieții sale într-o liniște a bisericii, bine păstorind turma cea încredințată lui și plăcând lui Dumnezeu. Deci, petrecând pe scaun 3 ani, s-a dus către Domnul. Sfântul Pavel, care se cinstește acum, al patrulea patriarh al Constantinopolului cu acest nume, era de neam din Cipru. El a luat scaunul după Nichita, ereticul luptător de icoane, în împărăția lui Leon, fiul lui Copronim. Despre acest sfânt se scrie astfel în viața lui Tarasie. Pavel era bărbat îmbunătățit și bine credincios, dar fricos. Căci văzând marea chinuire pentru sfintele icoane care se făcea de rău credinciosul împărat multora din cei drept credincioși, își tăinuia dreapta sa credință și fără voie se împărtășea cu ereticii. Iar după moartea acelui rău credincios împărat, a voit să preamărească dreapta închinăciunea sfintelor icoane, dar n-a putut, de vreme ce nu avea ajutor deloc, iar lupta împotriva sfintelor icoane se întărise foarte mult în toată cetatea și în părțile din prejur. Pentru aceasta el era foarte mâhnit și văzând că nimic nu sporește, a gândit să lase scaunul patriarhiei pe care nu a petrecut mai mult de 4 ani. Deci îmbolnăvindu-se, s-a dus în taină din casa patriarhiei la mănăstirea Sfântului Flor și a luat acolo Sfânta Schimbă. Și de grab s-a auzit pretutindeni despre aceasta și toți erau în mare mirare. Asemenea și împărăteasa Irina s-a mâhnit că patriarhul a făcut aceasta, nespunând nimănui. Deci a mers la dânsul cu fiul său, împăratul Constantin, și l-a întrebat: Părinte, de ce ai făcut aceasta? Și pentru ce pricină? Iar el a răspuns: Boala mea și așteptarea cea de grabă a morții m-au adus pe mine în acest sfânt chip al schimei. Dar mai vârtos, tulburarea bisericească m-a silit pe mine să las scaunul patriarhiei, de vreme ce biserica bolește de eresul luptătorilor de icoane și de reaua socoteală cea prelungită a ereticilor a luat rană nevindecată multă vreme. Iar eu, ticălosul, de 3 ori m-am învoit la acea erezie cu mâna mea și cu cerneală. Căci nici nu mi se putea mie să scap de lațurile rele credințe, ci s-a întâmplat și cu limba și cu mâna de m-am legat întrânsele, de care lucru mă căiesc acum foarte mult. Iar ceea ce îmi rănește sufletul cu mai multă și nemăsurată mâhnire este aceasta. Văd că toate părțile pământului care este sub mâna voastră păzesc pravila credinței nemișcat și petrecând și veselindu-se în drept credincioasa învățătură, se înstrăinează de biserica noastră și pe noi negonesc de la sine ca pe niște oi străine de turma lui Hristos. De aceea mă lepăd a fi păstorul adunării ereticești și am voit ca mai bine să petrec în mormânt, decât să fiu supus anatemei date de Sfintele 4 scaune apostolești. Dar de vreme ce Dumnezeu a dat puterea sceptrului în mâinile voastre ca să aveți împărătească grijă de turma creștinească cea de sub cer, de aceea să nu treceți cu vederea necazurile macii voastre biserica, nici să nu lăsați pe ea să petreacă mai mult în mâhnirea cea nemângâiată, ci sârguiți-vă ca biserica iarăși să-și primească vechea și buna sa podoabă. Nu lăsați mai mult eresul cel urât, care a ieșit ca un porc din pădure, să pustiască și să piardă via lui Hristos în vremea credincioasei voastre împărății.
spurcându-o pe ea cu socoteala cea rău credincioasă. Aveți lucrător iscusit, care poate să lucreze strugurile adevăratei mărturisiri, pe care storcându-l în dumnezeiescul teasc al bisericii una, va umple paharul de înțelepciune și va găti credinciosului popor băutura înțelegerii ortodoxe. Apoi l-au întrebat pe el, despre cine grește aceasta, părinte? El a răspuns, pentru Tarasie, care este mai întâi în sfaturile voastre cele împărătești. Pe acela îl știu că este vrednic de o cărmuire bisericească, căci este puternic ca să gonească mincinoasele cuvinte cele ereticești cu toiagul înțelegerii, să păstorească bine turma cea cuvântătoare lui Hristos și să o adune în ograda dreptei credințe. Niște cuvinte ca acelea ale patriarhului Pavel, auzind de drept credincioasa împărăteasă Irina și fiul ei, împăratul Constantin, s-au dus mâhniți, iar Pavel a zis către niște senatori care rămăseseră la dânsul. O, de n-aș fi șezut eu niciodată pe acel scaun când biserica era tulburată de chinuitor și blestemată de cele patru scaune patriarhale. De nu se va aduna al șaptelea sobor a toată lumea și de nu se va ridica restul luptării de icoane, nu vă veți putea mântui. Senatorii au zis, dar pentru ce tu în vremea patriarhiei tale ai scălit pentru lupta împotriva icoanelor? Pavel a răspuns, de aceea acum am luat pocăință, de vreme ce atunci m-am iscălit și mă tem să nu fiu pedepsit de Dumnezeu, că am tăcut de frică și nu v-am spus vouă adevărul. Însă acum mă căiesc și vă zic că nu vă este vouă nădejde de mântuire, de veți petrece în restul acela. Apoi, nu după multe zile, patriarhul Pavel s-a odihnit în pace. De atunci, popoarele din Constantinopol au început a vorbi cu libertate și fără de temere și a se întreba cu ereticii despre sfintele icoane, căci din vremea lui Leon Isaurul până atunci nu era cu putință cuiva să deschidă gura spre apărarea sfintelor icoane. Acestea știindu-le despre cei trei arhierei care se cinstesc acum, Alexandru, Ioan și Pavel, slăvim pe Dumnezeu în treime. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin. Tot într-o această zi, cuviosul Hristofor. Despre cuviosul Hristofor, Ioan și Sofronie, scriitorii cărții ce se numește Limonar, au scris astfel. Când eram în Alexandria, am mers la părintele Teodul, care era în Sfânta Sofia, cea din Faran, și starețul ne-a spus. Eu m-am tuns în călugărie în viața cea de opștea părintelui nostru Teodosie, cea din pustia Sfintei Cetății a lui Hristos, Ierusalimul, și am găsit acolo pe un stareț mare, de neam roman, pe nume Hristofor. Deci într-una din zile m-am închinat lui zicând, Părinte, arată-mi dragoste și spune-mi lucrurile tale cele din tinerețe. Și rugându-l eu foarte mult și starețul cunoscând că îl întreb pentru folos, a început a-mi spune astfel. Fiule, când m-am lepădat de lume, aveam multă căldură și o sârdie spre nevoința monahicească. Deci ziua mă îndeletniceam în slujbe, iar seara târziu intram în peștera în care mai înainte obișnuiau a se ruga cuviosul Teodosie și ceilalți sfinți părinți. Și intrând în peșteră, făceam câte 100 de metanii pe fiecare treaptă și mă aruncam pe mine înaintea lui Dumnezeu. Și toate treptele erau în număr de 18. Apoi, intrând înăuntrul peșterii, petreceam acolo rugându-mă până ce lovea în toacă de cântarea utreniei și atunci ieșeam din peșteră la biserică. Astfel am petrecut 11 ani, neschimbându-mi pravila aceasta, cu postire multă și cu înfrânarea gândurilor, ostenindu-mi trupul în slujbele ce mi se porunceau și răbdând toată lipsa într-o neavere. Iar într-o noapte, intrând în peșteră și săvârșindu-mi pe trepte după obicei plecările mele de genunchi, m-am pogorât la treapta cea mai de pe urmă și am stat. Atunci deodată m-am simțit într-o răpire și am văzut toată peștera plină de candele, din care unele ardeau, iar altele nu. Am văzut încă și doi bărbați cu chip luminos, umblând în haine albe și aranjând candelele. Și am zis către dânsii, pentru ce ați pus candelele acestea aici și nu mă lăsați să intru să mă rog? Ei mi-au răspuns, candelele acestea sunt ale părinților lui Dumnezeu care se ostenesc. Și am zis către dânsii iar, pentru ce unele ard, iar altele nu? Ei mi-au răspuns, cei ce slujesc bine Domnului și-au aprins candelele lor, iar cei leneși nu și le-au aprins. Eu iar am zis către dânsii,
faceți bine și spuneți-mi, candela mea arde sau nu? Ei mi-au răspuns, ostenește-te și te roagă și o vom aprinde. Iar eu am zis, mă rog totdeauna și n-am făcut altceva până în vremea aceasta. După cuvintele acestea, mi-am venit în sine și n-am mai văzut pe nimeni. Atunci am zis către mine, O, Hristofore, ai trebuință de osteneli mai mari ca să-ți aprinzi candela ta. Deci dimineață am ieșit din mănăstirea mea și m-am dus în muntele Sinai, neluând nimic cu mine, decât numai haina cu care eram îmbrăcat. Și petrecând eu în muntele Sinai în multe osteneli și nevoințe 50 de ani, a venit un glas zicându-mi, Hristofore, du-te în mănăstirea ta, în care te-ai ostenit bine mai înainte, ca să te odihnești acolo cu părinții tăi. Acestea spunând cuviosul Hristofor despre sine, a mai viețuit puțin după aceea. Apoi și-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. Același părinte Teodul ne-a spus nouă, adică lui Ioan și lui Sofronie, că părintele Hristofor, mai înainte de mutarea sa, a zis aceasta. Într-una din zile, am ieșit din mănăstirea mea și m-am dus la Sfânta Cetate Ierusalim ca să mă închin și să sărut crucea Domnului, cea făcătoare de viață. După ce am fost acolo și m-am închinat Domnului, când voiam să ies, am văzut pe un frate oarecare, stând în ușile din mijloc ale bisericii, nici intrând, nici ieșind. Și am văzut și doi corbi zburând fără de frică înaintea feței lui, oprindu-l cu aripile și nelăsându-l să intre. Și am înțeles eu că acei corbi erau demoni și am zis către cel ce stătea, Frate, spune-mi pentru ce stai în mijlocul ușilor și nu intri? El mi-a răspuns, Părinte, iartă-mă că sunt bântuit de gânduri. Un gând îmi zice, mergi și te închină cinstitei cruci și o sărută pe ea. Iar alt gând îmi zice, Ba nu, du-te mai întâi și săvârșește-ți lucrul și vei veni să te închine altădată. Iar eu, auzind acestea, zice Sfântul Hristofor, l-am luat de mână și l-am dus în biserică și îndată s-au stins de la dânsul corbii aceia. Apoi l-am făcut să se închine cinstitei cruci și Sfântului Mormânt al Domnului și după aceea l-am lăsat să plece cu pace. Acestea mi le-a spus cuviosul Hristofor, zice Teodul, de vreme ce mă vedea îndeletnicindu-mă mult la lucrurile mănăstirești, iar de rugăciune neîngrijindu-mă, ca să știu că se cuvine a-și înstima mai întâi pe cele duhovnicești și după aceea să vârși slujirile cele trupești. Auzind acestea, fericiții părinți Ioan și Sofronie le-au scris spre folosul celor ce le citesc și le ascultă și spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru. Tot într-o această zi, Sfântul Alexandru Zvirski. Cuviosul părintele nostru Alexandru s-a născut la Oloneț, în Ținutul Novgorodului, în urma unei descoperiri primite de părinții săi, Ștefan și Vasa. Din botez, el a fost numit Amos, iar când a crescut, a fost încredințat unui om evlavios pentru a-l învăța dumnezeieștile scripturi, dar copilul întâmpina mai multe greutăți la pricepere decât cei de o vârstă cu el. Într-o zi, pe când cerea cu din adinsul ajutorul Maicii lui Dumnezeu în mănăstirea Ostrog, care se afla lângă satul său, a auzit vocea preasfintei născătoare de Dumnezeu, care îl îmbărbăta, și de atunci a început să învețe cu ușurință. În fiecare zi, el mergea la biserică și petrecea în multă înfrânare, deși era încă tânăr cu vârsta. Când a crescut, părinții s-au pregătit să-l căsătorească, dar el le-a arătat că nu dorea să fie decât al lui Dumnezeu. Și, punând pricină că merge la lucru într-un alt sat, a plecat cu bucurie pe calea care urma să-l ducă la mântuire. Deci, trecând râul Zvir, a ajuns noaptea în preajma unui lac înconjurat de o pădure de nepătruns. În vreme ce se ruga lui Dumnezeu să-l călăuzească, o rază de lumină a strălucit locul acela și a auzit o voce cerească care poruncea să meargă la mănăstirea Valaamului, vestindu-i că după ce se va nevoi acolo pentru o vreme, va veni din nou în locul acesta pentru a întemeia o mănăstire. Dimineața s-a pornit iarăși la drum și fiind călăuzit de un om pe care l-a întâlnit, a trecut de grab calea care îl despărțea de mănăstirea Valaamului. Iar când a auzărit mănăstirea în depărtare, tovarășul său de drum a dispărut deodată, lăsându-l pe Amos să înțeleagă că fusese un înger trimis de Dumnezeu. Deci a mers la egumenul Ioachim, care, pentru a-l încerca, i-a arătat toate greutățile vieții călugărești, plină de nevoi. Dar cum tânărul stăruia, starețul a primit să-l tundă, dându-i numele Alexandru și urându-i putere și răbdare pentru a duce la sfârșit lupta cea bună.
Fiind atunci în vârstă de 26 de ani, Sfântul Alexandru s-a dăruit cu totul pe sine slujirii lui Dumnezeu și fraților. El petrecea zilele în ascultările mănăstirii, iar nopțile priveghind în rugăciune și în cântări. Avea totdeauna trezvie în ceea ce făcea și arăta atâta smerenie și ascultare încât cineva putea crede că era un înger în trup. În această vreme, părinții lui, deznătăjduiți, căutându-l peste tot, după 3 ani au aflat că se află la Valaam și tatăl său a venit acolo ca să încerce să-l înduplece să se întoarcă acasă. Dar în urma povețelor fiului său, chiar el a purces pe calea călugăriei în mănăstirea Maicii Domnului din satul său, în vreme ce soția sa primea și ea chipul monahicesc, luând numele de Varvara. După un timp, Alexandru, aflând că părinții săi s-au mutat la Domnul, și-a zis: „Și eu sunt muritor”, și a început nevoințe mai mari pentru a se pregăti pentru întâmpinarea Domnului. Lucra la brutărie, căra apă și lemne din pădure și slujea tuturor cu bucurie. Noaptea mergea în pădure, unde se dezgolea până la brâu, lăsându-se pradă țânțarilor, și se ruga până dimineața, când se ducea la biserică înaintea tuturor și rămânea până la sfârșitul slujbei, luând seama cu din adinsul la sfintele slujbe dumnezeiești. Așa a ajuns să fie cinstit de toți călugării, ceea ce îl tulbura și îl făcea să se gândească să fugă în pustie, pentru a scăpa de lauda oamenilor care îi primejduia mântuirea. Deci a cerut binecuvântarea igumenului, dar acela nu i-a dat-o, zicând că este prea tânăr și neîncercat. Astfel, Sfântul și-a tăiat voia și a început iarăși viața sa de nevoință în ascultare. Dar într-o noapte, în vreme ce se ruga, a auzit o voce care poruncea să meargă în apropierea lacului unde avusese descoperirea când a plecat de acasă. Totodată, o lumină strălucitoare i-a arătat locul unde avea să zidească noua mănăstire. Mărturisind mai apoi egumenului ceea ce i s-a întâmplat, acesta i-a dat acum binecuvântare să plece, iar Sfântul a purces la drum la căderea nopții, ne luând nimic altceva decât hainele pe care le purta pe el. Călăuzit de Dumnezeu, a ajuns de grabă aproape de lac. Acolo a ridicat o mică colibă într-un loc arătat de o rază de lumină și a început să se nevoiască în rugăciune și cântări de psalmi ziua și noaptea, postind și priveghind, depărtat de toate grijile lumii. Într-o zi, pe când mergea după apă, o voce de sus i-a spus: „Alexandre, pentru că din tinerețe ai mers pe calea cea strâmtă și cu necazuri, îți voi încredința spre călăuzire o mulțime de suflete. Să nu-ți întorci fața ta de la ele, ci povățuiește-le pe calea mântuirii.” Nu departe de acea pustie, trăia un boier pe nume Andrei Zavalișin, care mai târziu avea să fie Sfântul Andrei de Ondrusov. Într-o zi, acela fiind la vânătoare, un cerb i-a ieșit în cale. Urmărindu-l, s-a depărtat de tovarășii lui și deodată a nimerit în fața colibei lui Alexandru. Crezând că este o ispită diavolească, Sfântul s-a înspăimântat, căci nu văzuse fața omenească în locurile acelea, dar în cele din urmă l-a primit pe boier. Iar acela, dându-și cuvântul său că nu va mai spune la nimeni, Alexandru i-a povestit cum a petrecut în pustie vreme de 7 ani. Luând apoi binecuvântare, Andrei s-a reîntors la ai săi, dar n-a putut să țină ascunsă povestirea vieții minunate a Sfântului Alexandru, așa încât vestea despre el s-a răspândit pretutindeni. Până și fratele lui Alexandru, Ioan, a auzit de aceasta și a pornit să se nevoiască și el în pustie, unde fratele său l-a primit cu dragoste. Însă, nu după multă vreme, Ioan s-a mutat la Domnul și au venit alt doritor de viață îngerească. Iar Sfântul i-a așezat în apropiere, în colibe osebite, pentru a petrece în liniște și rugăciune neîncetată. Toți se supuneau cuviosului, care îi întărea cu învățăturile sale să rabde lipsurile și să rămână pe calea cea strâmtă care duce la mântuire. După ce binefăcătorul obștii, Andrei Zavalișin, luând binecuvântare de la Sfânt, a lăsat lumea și s-a făcut călugăr la mănăstirea Valaam, cuviosul Alexandru a început să are și să semene pământul, ca să hrănească călugării și pelerinii care veneau la mănăstire. Pe lângă muncile acestea, el adăuga alte nevoințe, căci îndura frigul greu din acele locuri, nădăjduind prin aceasta să scape de focul cel veșnic. În al 23-lea an al petrecerii sale în pustie, în 1508, o mare lumină i s-a arătat în vremea rugăciunii sale de noapte și a văzut 3 bărbați străluciți care luminau cu o slavă negrăită și țineau fiecare în mână câte un toiag. Spăimântându-se, Sfântul căzu cu fața la pământ, dar ei l-au ridicat și au spus: „Nu te teme, căci Sfântul Duh s-a sălășluit întru tine, pentru curăția inimii tale.”
Apoi l-au încredințat iarăși că va zidi în acel loc o biserică de piatră și va ridica o mare mănăstire. Iar Sfântul a răspuns că este păcătos și nevrednic de aceasta, căci el a venit acolo doar pentru a-și plânge păcatele. Dar bărbații l-au întărit, sfătuindu-l să închine biserica Sfintei Treimi care i s-a arătat. După aceasta, au dispărut zicându-i: „Pacea mea o las ție.” Și fiind Sfântul nedumerit în ce loc să zidească biserica, un înger i s-a arătat deodată cu aripile deschise și i-a arătat chiar locul unde i se arătase Sfânta Treime. Deci, începând lucrările pentru o biserică de lemn, frații îl sileau pe Sfânt să primească preoția. Dar Alexandru se apăra zicând că este peste puterile lui. În cele din urmă, cu porunca arhiepiscopului de Novgorod, Serapion, Sfântul Alexandru a primit să fie hirotonit și biserica a fost sfințită. Luând preoția, cuviosul și-a îndoit nevoința și smerenia. El nu și-o voia să-i ajute pe frați la brutărie și în ascultările cele mai de jos. Noaptea, în vreme ce frații dormeau, adesea mergea să macine grâul pe care fiecare dintre frați trebuia să-l macine înainte de slujba de dimineață. Nu se întindea niciodată să doarmă, nu-și spăla decât mâinile și era întotdeauna îmbrăcat cu o rasă de rând și peticită, încât oaspeții nu puteau să-l deosebească de cel mai smerit dintre frați. Veghind ca un tată asupra călugărilor, îi sfătuia să fie atenți la mântuirea sufletului lor, depărtându-se de orice deșertăciuni. El îi îndemna să se pocăiască fără fățărnicie înaintea lui Dumnezeu, plângându-și neîncetat păcatele lor, căci pocăința este cheia împărăției cerurilor. Iar frații, urmând sfaturilor lui, înmulțeau faptele bune, trăind ca și îngerii, astfel încât, după mutarea sa la Domnul, mai mulți dintre ucenicii săi au fost cinstiți ca și sfinți. Sfântul Atanasie de Siandemsk, Ghenadie și Nichifor de la lacul Vaje, Macarie de la Oredet, Macarie Romanul. De asemenea, mulți credincioși veneau la mănăstire pentru a se mărturisi și pentru a primi sfaturi și mângâiere în necazurile lor. Astfel, cu ajutorul țarului Vasile Ivanovici, Sfântul Alexandru a ridicat o biserică de piatră, sfințită de arhiepiscopul Macarie de Novgorod. Apoi, cu câțiva ani înainte de fericita sa pristăvire, cuviosul a mai zidit o biserică, tot cu ajutorul țarului, închinată acoperământului Maicii Domnului, pe care preacurata a binecuvântat-o, arătându-se așezată ca și pe un tron deasupra altarului și făgăduind că va răsplăti fiecăruia care va aduce oricât de mic ajutor la ridicarea bisericii. Această vedenie a văzut-o cuviosul împreună cu ucenicul său de chilie, Atanasie. Ajungând la adânci bătrâneți, Sfântul Alexandru i-a adunat pe frați cu un an înainte de plecarea sa la Domnul și, făgăduind că va rămâne în mijlocul lor, i-a rugat să-i arunce trupul său într-o mlaștină, dar numai după ce vor călca toți peste el. Însă, la stăruința ucenicilor săi, a primit să fie îngropat aproape de biserica schimbării la față pe care o construise. Deci, venind ziua care o spusese mai înainte, la 30 august 1533, având 85 de ani, Sfântul Alexandru s-a mutat la Domnul. Mormântul lui însă a început să reverse tămăduiri asupra celor care veneau la el cu credință. Mănăstirea Sfântului Alexandru a fost distrusă de nemți și de lituanieni în 1628, dar apoi a fost refăcută, iar în 1641 au fost descoperite moaștele nestricate ca și vii ale Sfântului. Mănăstirea a cunoscut o mare înflorire în secolul XIX, sub înrăurirea ucenicilor Sfântului Paisie de la Neamț. În 1918, moaștele Sfântului Alexandru au fost luate și cercetate de comuniști, sunt ascunse până în 1998, când au fost descoperite în aceeași stare de nestricăciune, de parcă Sfântul ar fi fost viu. La prima slujbă săvârșită lângă ele, în Muzeul Academiei de Medicină Militară din Petersburg, unde au fost găsite, moaștele au început să izvorască mir. Mutate spre închinare în mănăstirea Pokrovo-Târvenicheschi, moaștele au izvorât o mulțime de tămăduiri în rândul credincioșilor, veniți din întreaga Rusie, în vreme ce nu conteneau să izvorască mir în văzul tuturor, spre slava lui Dumnezeu, care preamărește pe bineplăcuții lui. Amin. Tot într-o această zi, mutarea moaștelor Sfântului Alexandru Nevski de la Vladimir la Petersburg. Această sărbătoare a prăznuirii mutării moaștelor Sfântului, binecredinciosului și marelui domn Alexandru Nevski, s-a așezat pe vremea când prea binecredinciosul Petru Alexandrievici, marele domn și împărat a toată Rusia, a luat pricinile cele prea drepte pentru aceasta, după ce a început războiul cel cumplit și de mulți ani cu poporul cel de peste hotar al suedezilor,
pe de o parte voind să întoarcă la dreapta moștenire cetățile împărăției Rusiei, care erau stăpânite de dânși și cu nedreptate, pe de alta, ca să le dea vrednică răzbunare pentru strâmbătatea și batjocura făcută măririi lui împărătești și trimișilor lui în cetatea Riga. Iar pe de alta, pentru stulburările făcute la poarta otomană, cea urâtoare de Hristos, spre stricarea păcii cu Rusia și începerea războiului. Și când, după multe și nu bine sporite loviri cu neprietenul acela, cu dumnezeiescul ajutor, a întors sub sceptrul Rusiei la părintească domnie, după 90 de ani de stăpânire a suedezilor, moștenirea cea de demult, adică țara Ijerska și întrânsa cetățile cele vechi, Oreașec și Ivangorod. După aceea, socotind pentru locurile cele prea frumos așezate pe lângă râul Neva și pentru apropierea Mării Baltice, și luând aminte ce fel de ajutor este la împărății limanul mării, asemenea și cetățenilor, ce fel de bună sporire le este din înotarea pe mare, a pus neschimbat gând să zidească o cetate spre petrecerea vieții sale și pentru deprinderea poporului său ca să umble cu corăbile pe mare la care atunci deloc nu era iscusit. Deci scopul acela săvârșindu-se, în cetatea aceea nou întemeiată, care s-a numit Sankt Petersburg, după numele Sfântului Petru, mai marele apostolilor, s-au zidit multe biserici dumnezeiești, dar mai ales preaslăvitul lăcaș de lângă Neva. Și fiind mare mulțime de popor din toată rânduiala, atât rusesc cât și de străini, Petru I a dorit pentru mai mare împodobire a cetății și pentru premărirea ostenerilor și nevoințelor celui ce lângă râul Neva, cu multe sute de ani mai înainte, s-a ostășit pentru patria Rusiei cu poporul suedezilor și a câștigat preaslăvită biruință, fiind numit Nevski de la biruința sa de lângă râul Neva. Deci moaștele acelui sfânt binecredincios Alexandru, marele domn al Rusiei și rudenia sa, s-a hotărât să le mute de la Vladimir, unde au stat multă vreme nestricate și făcătoare de minuni, în cetatea aceea nou întemeiată. Dar un scop ca acesta insuflat de Dumnezeu nu s-a putut săvârși îndată, căci războiul a ținut mai mulți ani, adică vreo 20, pe uscat și pe mare, atât cu suedezii cât și cu alte popoare. Și de asemenea s-au făcut și tulburări înăuntru de la clevetitorii cei romești șugiți. Dar mai pe urmă, când Dumnezeul păcii și Tatăl a toată mângâierea a dăruit Rusiei mult dorita pace și legătura veșnică cu țara suedezilor și prin aceea a preamărit înaintea toată lumea împărăția Rusiei, căci prin osteneala aceea pe prea binecredinciosul Petru l-au numit Petru cel Mare și împărat a toată Rusia, nu numai țările Rusiei, dar și celelalte popoare ale Europei, atunci el nu s-a îndepărtat de la acel scop bine dorit. Ci cu sfatul preasfințitului sinod îndreptător, a poruncit ca pentru mutarea moaștelor să se gătească o raclă frumos împodobită și toate cele trebuincioase să le gătească din vistieriile sale cele împărătești. Și toate acestea s-au împlinit. Iar sfintele moaște, fiind aduse cu vas umblător pe mare pe râul Neva, la lăcașul cel sfânt, care după numele Sfântului Alexandru se numește Alexandrovskaya, în 30 de zile ale lunii august în anul 1724, în care s-a încheiat preaslăvita pace între Rusia și țara suedezilor, însuși prea bine credinciosul împărat a ieșit într-o întâmpinare a lor cu toată casa sa împărătească, cu tot sfatul și cu tot Sfântul Sobor. Deci luând cu cinste racla cu sfintele moaște, au adus-o cu toată podoaba frumoasă în slăvitul lăcaș cel pomenit mai înainte și au așezat sobornicește ca pomenirea Sfântului, binecredinciosului și marelui domn Alexandru, care se prăznuia în 23 de zile ale lunii noiembrie, să se prăznuiască la 30 august, ziua în care s-a făcut mutarea Sfintelor Moaște și s-a sfârșit cu pacea dorită războiul suedezilor. Încă ni se cade nouă să știm pe scurt neamul și viața acestui Sfânt Alexandru. Acest binecredincios și iubitor de Hristos Domn a fost fiul al marelui voievod al Rusiei Iaroslav și nepot al marelui domn Vsevolod, fiul marelui Vladimir, cel ce a luminat pământul Rusiei cu Sfântul Botez. Și stăpânind Iaroslav, tatăl lui, cetatea Vladimirului, iar acest sfânt viețuind și ocrmuind marele Novgorod, s-au adunat cu multă oaste popoarele ce petreceau în jurul Mării Baltice. Deci nemții, aceiași care astăzi se numesc suedezi și însuși craiul lor, umplând corăbile cu mulți ostași, se gândeau să iasă la hotarele Rusiei, vrând să prade țara Ijerska, la Goda, marele Novgorod și tot pământul Rusiei. Și mergând ei la râul Neva, au stat la gura lui, unde se varsă în Marea Baltică și mândrindu-se au trimis soli în Marele Novgorod la Sfântul Voievod Alexandru, zicând: dacă voiești, supune-te mie, iar de nu, să știi că acum sunt în pământul tău și îl voi preda îndată.
Deci, neavând Sfântul Alexandru oastea adunată și neputând ca pentru acea groaznică năvălire a neprietenului să înștiințeze în Vladimir pe tatăl său Iaroslav, ca să vină în ajutor, singur numai, spre unul între ei slăvit Dumnezeu punându-și nădejdea, s-a rugat prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și, chemând spre ajutor rudenile sale, Sfinții Răbdători de Chinuri Boris și Gleb, neadunându-se și neașteptând putere de oaste, a ieșit cu puțină însoțire asupra oștirii celei mari a potrivnicilor și, mergând la râul Neva, a tăbărât nu departe de oastea potrivnicului. Atunci era lângă Sfânt unul din voievozii pământului Jerscului, bărbat cu cernic și temător de Dumnezeu, anume Filip, căruia îi era încredințată straja de noapte. Aceluia i s-a poruncit să meargă și să vadă în taină puterea potrivnicilor. Deci acesta, mergând și văzând puterea cea multă de oaste, fiind în frică și în nepricepere, s-a întors ca să spună Sfântului. Dar mergând el pe lângă mare, la răsăritul soarelui, a văzut o corabie la mal și în ea niște bărbați cu frumoase podoabe și haine roșii. Ținând mâinile unul pe umărul altuia, iar vâslașii ședeau ca și cum erau îmbrăcați cu o negură. Și au zis unul către altul: frate Glebe, să mergem mai iute ca să ajutăm rudenii noastre marelui voievod Alexandru asupra potrivnicilor. Celălalt a răspuns: bine, frate Boris. Deci, auzind acestea, străgerul a alergat de grab și a spus toate cele văzute și auzite Sfântului voievod Alexandru. Iar el, auzind acestea, a proslăvit pe Dumnezeu și pe preacurata lui Maică și pe sfinții mucenici Boris și Gleb. Și când s-au lovit cu potrivnicii, au ucis o mulțime și însuși Sfântul Alexandru a rănit în față pe craiul lor, care, rămânând după război cu puțini oameni, a fugit fără de cinste. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului și al Sfinților Mucenici Boris și Gleb, a câștigat preaslăvită biruință și a eliberat pământul Ijerskului și Marele Novgorod de cei potrivnici. Deci de la această biruință preaslăvită de lângă Neva, Sfântul s-a numit Nevski. Încă și alte dăți a eliberat Marele Novgorod de aceiași suedezi potrivnici, căci după acea slăvită biruință, iarăși s-au adunat aceiași potrivnici și au năvălit asupra cetății Pskovului, ucigând mulți oameni și luându-l au pus acolo de-ai lor. Iar fericitul Alexandru, nesuferind aceasta și adunându-se cu voievodul Andrei, fratele său, a luat cu sine și pe nizovții și a înconjurat cu oamenii săi toate drumurile Pskovului. Și a ucis o mulțime de potrivnici suedezi, iar pe alții i-a trimis ferecați la Novgorod. Astfel, fericitul Alexandru a întors iarăși cetatea Pskovului de la aceea la stăpânirea sa. Apoi, mergând în pământul lor, a ars multe cetăți și sate, a câștigat multe dobânzi și a pierdut cu sabia mulți sălbatici, încât numele lui Alexandru era înfricoșat și de spaimă între popoarele suedezilor. Dar nu numai de suedezi, ci și de alte neamuri de peste hotare izbăvea pământul Rusiei de pradă în viața sa, încât nu numai că nimeni nu îndrăznea să năvălească asupra hotarelor Rusiei, dar nici nu gândea la aceasta, știind pe acel voievod viteaz. În vremea aceea, s-a sculat împăratul tătărăsc Batie cel fără de Dumnezeu, care, prătând multe pământuri ale Asiei, a mers cu multă putere și în pământul Rusiei și a luat cetăți multe, iar pe altele le-a risipit până în temelie. A ars cetatea Vladimirului cea de Scaun, Rostovul și multe alte cetăți. Atunci au fost uciși de către neîndumnezeitul Batie pururea pomeniții domni Vsevolodovici Iurie și Vasilie. În vremea aceea, a pătimit pentru Hristos și voievodul Mihail Cernigovski cu boierul său Teodor. Apoi, mai mulți din domnii Rusiei, iubind cinstea și slava acestui veac mai mult decât slava lui Dumnezeu, iar alții, temându-se de chinuitor, au lăsat credința creștinească și s-au închinat la idolii în care credeau acei barbari păgâni. După aceea, cumplitul Batie, auzind de acest Sfânt Alexandru că a luat după tatăl său marea domnie a Vladimirului și a toată Rusia, știind de bărbăția lui, a trimis la dânsul solii săi, el petrecând atunci în cetatea Suzdal, zicându-i: mie mi s-au supus multe împărății și popoare. Oare tu nu voiești să te supui? Deci dacă voiești să-ți păzești pământul întreg și nevătămat, vino și te închină mie. Ca și ceilalți domni ai Rusiei, care și-au luat stăpânirile și au câștigat mare cinste de la mine, că am auzit că tu ești bărbat înțelept, viteaz și mare de stat. Auzind acestea, Sfântul de la Trimiși s-a mâhnit, durându-l sufletul foarte, și nu se pricepea ce să facă, socotind cruzimea și sălbăticia cea barbară și având în minte pe domnii ceilalți care fusese în hoardă, dintre care unii au mărturisit cu statornicie numele lui Hristos și au fost chinuiți cumplit, iar alții, neputând suferi chinurile cele cumplite, s-au lepădat de Hristos. Acestea, socotindu-le Sfântul, s-a dus la episcopul de acolo și a spus gândul său, sfătuindu-se ce să facă într-o întâmplare ca aceea. Iar episcopul,
auzind acestea, a început a-l întări, ca să nu se lepede de Hristos și să nu se teamă de cei ce ucid trupul, că cel care și-a pierdut trupul pentru Hristos și pentru Evanghelie îl va afla în viața veșnică. Nu face precum a făcut mulți alții, îi zicea el, ci dacă ți s-ar întâmpla să pătimești, apoi să pătimești ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Deci, zicându-i multe altele spre folos, Sfântul Alexandru s-a făgăduit să facă toate acestea, iar episcopul i-a dat împreună călător trupul și sângele lui Hristos, zicându-i: Domnul să te întărească! Apoi l-a slobozit cu pace. Și ajungând Sfântul la hoardă, s-a dus unde petrecea împăratul Batie și s-a făcut îndată înștiințarea împăratului de venirea lui. Iar împăratul, neîntârziind, a poruncit ca să aducă înaintea sa pe Sfântul Alexandru. Și mergând el spre Batie, îndată s-au apropiat vrăjitorii și popii idolești spre dânsul, voind să-l ducă prin foc după obiceiul lor și îl sileau să se închine focului și soarelui. Iar Sfântul le-a răspuns cu bărbăție: Eu sunt creștin și nu mi se cade a mă închina făpturii, ci să mă închin Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, unui Dumnezeu slăvit în Sfânta Treime, care a zidit cerul și pământul și toate cele ce sunt întrânsele. Drept aceia vrăjitorii, ducându-se cu mânie ca niște batjocoriți de Sfântul, au spus toate acelea lui Batie. Iar împăratul nu le-a poruncit să-l silească la închinarea soarelui și a idolilor, ci să-l aducă cu cinste la el ca să-i vadă frumusețea feței lui. Și ducând pe Sfânt înaintea împăratului, i s-a închinat lui zicându-i: Împărate, ție mă închin, căci Dumnezeu te-a cinstit cu împărăția, iar făpturii nu mă voi închina, căci toate sunt zidite pentru om. Mă voi închina lui Dumnezeu unul, căruia îi slujesc și pe care îl cinstesc. Deci împăratul n-a făcut Sfântului niciun rău, ci văzând frumusețea feței fericitului, mărimea trupului și vitejia, l-a lăudat înaintea tuturor, dându-i cinste mare. Apoi i-a poruncit să se ducă cu fratele său, Andrei, la Canovice în hoardă, iar el însuși, împăratul Batie, s-a dus în vremea aceea cu puterea mult asupra bulgarilor și într acea călătorie a fost ucis de craiul Vladislav. Iar Sfântul, întorcându-se cu bucurie de la Canovice în patria sa, a ridicat multe biserici și pe creștinii cei risipiți i-a adunat la moșiile lor. După aceasta, s-au început iar tulburări la Marea Baltică și prin alte părți ale apusului. Atunci Sfântul a trimis împotriva celor potrivnici de alt neam pe fiul său Dimitrie cu multe oști, care biruindu-i și luând cetatea Iurie, s-au întors la Novgorod cu prăzi și cu multe dobânzi. După aceea, Sfântul Alexandru s-a dus iar în hoardă la împăratul Bercae și, petrecând acolo 6 luni, a căzut în boală trupească. Deci împăratul l-a trimis în patria sa, iar el, fiind pe drum și ajungând la Goroța, a slăbit foarte și acolo s-a tuns cu mare ostârdie în rânduială călugărească și în schimă, și s-a pus numele Alexie. Apoi, sărutând pe toți care erau acolo, pe egumeni, pe frați și pe ai săi, i-a iertat și, împărtășindu-se cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, și-a dat sfințitul său suflet în mâinile Domnului pe 14 noiembrie 1263, iar trupul lui a fost adus în cetatea Vladimir, patria sa, pe 25 ale aceleiași luni. Și pentru aceea s-a așezat ca să se săvârșească pomenirea lui într-acea zi. Deci au petrecut acolo pe Sfântul cu cântări deasupra gropii și când mitropolitul a voit să pună în mâinile Sfântului scrisoarea de iertăciune, Sfântul a deschis mâna ca un om viu și luând scrisoarea de la mitropolit, a strâns mâna iar. Acel lucru văzându-l toți care stăteau de față, au proslăvit pe Dumnezeu pentru această minune. Deci au pus cinstitul lui trup în mănăstirea cea mare a nașterii preasfintei născătoare de Dumnezeu și multe tămăduiri se dădeau de la mormântul lui celor ce se duceau la el cu credință. Moaștele lui au petrecut acolo 462 de ani, până ce s-au mutat în împărăteasca cetate Petersburg și s-au pus în biserica lui, în preacinstita mănăstirea preasfintei și de viață făcătoare treimi, care se numește Alexandrovski, într-o slavă celui minunat întru sfinții lui, Dumnezeul nostru, căruia și de la noi să fie cinste, slavă și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei. Mitropolitul Varlaam s-a născut în anul 1580, într-o familie numeroasă de răzești nemțeni. Numele său de botez a fost Vasile Moțoc. Din tinerețe și-a îndreptat pașii spre schitul Zosin, de pe valea pârâului Secu, unde a învățat carte și limbile slavonă și greacă. Mai apoi, întemeindu-se în anul 1602 mănăstirea Secu, tânărul Vasile a intrat în obștea noii mănăstiri, unde a fost călugărit cu numele de Varlaam, iar după o vreme a fost numit egumen. Dragostea sa pentru scrierile Sfinților Părinți și râvna pentru mântuire a făcut ca el să fie întâiul care a tălmăcit în grai românesc
scara Sfântului Ioan Scărarul, anul 1618. După câțiva ani, vestea despre înțelepciunea și știința sa a ajuns și la evlaviosul domn Miron Barnovski, care l-a luat ca duhovnic și sfetnic de încredere. În anul 1632, arhimandritul Varlam a fost chemat să păstorească Mitropolia Moldovei în locul mitropolitului Atanasie. 1629-1632, care s-a mutat la cele veșnice. Noul mitropolit a unit învățătura cu rugăciunea și cuvântul înțelept cu fapta cea bună. În timpul păstoririi Sfântului Varlaam, Mitropolia Moldovei s-a bucurat de mult ajutor din partea binecredinciosului domnitor Vasile Lupu. Sprijinit și de Sfântul Mitropolit Petru Movilă al Chievului, Mitropolitul Varlaam a înființat prima tipografie din Moldova, pe care a așezat-o la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Înțelept apărător al dreptei credințe și al unității Bisericii Ortodoxe în vremuri tulburi, Mitropolitul Varlaam s-a ocupat îndeaproape de organizarea sinodului de la Iași din anul 1642, care a îndreptat și aprobat mărturisirea de credință alcătuită în 1638 de Mitropolitul Petru Movil al Chievului. Pentru a da clerului și credincioșilor ortodoxi o călăuză în lupta lor împotriva învățăturilor greșite ale catolicismului și protestantismului. Vrednicul Mitropolit Varlaam al Moldovei era prețuit atât în țară cât și în afara ei. Astfel, pentru evlavia și înțelepciunea sa, Mitropolitul Varlaam s-a numărat în anul 1639 între cei trei candidați propuși pentru ocuparea scaunului de patriarh ecumenic al Constantinopolului. Ca un păstor bun și harnic, Mitropolitul a scris și a tipărit mai multe cărți de slujbă și de apărare a credinței ortodoxe, și anume Cazania, Cele șapte taine, Răspunsul împotriva catehismului calvinesc, Pravila, Paraclisul născătoare de Dumnezeu și altele. Lucrarea sa intitulată Carte românească de învățătură la duminicile de peste an, la praznici împărătești și la sfinții mari, sau Cazania, 1643, a fost prima carte românească tipărită în Moldova, numărându-se până astăzi între cele mai de seamă scrieri din istoria vechii culturi românești. Ea s-a răspândit în toate provinciile românești, dar mai ales în Transilvania, unind în cuge și credință pe românii de pretutindeni. În timpul păstoririi Mitropolitului Varlaam, a fost zidită frumoasa biserică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ctitoria cea mai de seamă a domnitorului Vasile Lupu. În această biserică, sfințită în anul 1639, Mitropolitul Varlaam slujea adeseori și binevestea Evanghelia lui Hristos cu râvnă și înțelepciune. În anul 1641, Sfântul Varlaam a așezat aici moaștele cuvioasei Parascheva, dăruite domnitorului Vasile Lupu de către Patriarhia de Constantinopol. Pentru a întări credința ortodoxă și a ilumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la Iași prima școală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei Duhovnicești de la Kiev. Noul așezământ, în care se preda în limbile greacă, slavonă și română, se afla în incinta Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, având la început și profesori trimiși de Sfântul Mitropolit Petru Movilă al Chievului. După ce domnitorul Vasile Lupu a pierdut scaunul domnesc în anul 1653, Mitropolitul Varlaam, dornic de liniște și rugăciune, s-a retras la mănăstirea sa de Metanie, Secu, după cum mărturisește cronicarul Miron Costin. Vrednicul mitropolit a mai trăit 4 ani în smerenie, în rugăciune și viețuire sfântă, strămutându-se la veșnicele locașuri către sfârșitul anului 1657. Toate cele agonisite în timpul vieții sale le-a dăruit mănăstirii Secu. Pentru râvna sa în apărarea dreptei credințe, pentru viețuirea sa sfântă și pentru lumina duhovnicească pe care dăruit-o poporului român drept credincios, luminatul mitropolit Varlaam al Moldovei a fost înscris în rândul sfinților din calendar de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu zi de pomenire la 30 august. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Tot într-o această zi, Sfântul Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului. Acest sfânt ierarh era născut din răzeși binecredincioși pe nume Gheorghe și Anastasia. Din tinerețe a dorit viața călugărească și a primit chipul îngeresc în opștea mănăstirii Râșca în jurul anului 1630. După viețuire de 18 ani la Râșca, s-a nevoit la mănăstirea Secu, sub ascultarea egumenilor Nichifor și Gedeon. În anul 1641, domnitorul Vasile Lupu, sfătuit de Sfântul Mitropolit Varlaam, înființează în cetatea Neamțului o mică mănăstire cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. În vremuri de restriște,
acolo se adăposteau familia domnitorului și alte familii boierești din Moldova. De aceea, Sfântul Varlaam a așezat la egumenia acestei mănăstiri pe omul său de încredere și rudenia sa, Ioan de la Râșca, smeritul călugăr și marele rugător și postitor. Sfântul Ioan a fost egumen în cetatea Neamțului până în anul 1665. Acolo a botezat-o pe fiica lui Joldea, armașul cetății, cea care avea să fie cuvioasa Teodora de la Sihla, și a fost duhovnic și îndrumător până la vârsta de 16 ani, călăuzind-o spre sfințenie. După ce a fost și egumen la mănăstirea Secu, în anul 1667 Ioan a fost ales și hirotonit episcop al Hușilor. Episcopie ce purta grijă de credincioșii din Țara de Jos a Moldovei, de pe ambele maluri ale Prutului. Acolo Sfântul Ierarh Ioan a păstorit timp de 7 ani, în vremuri grele, când turcii și tătarii predau adeseori acele locuri. Însă vladica Ioan nu se împuțina la suflet, ci pururea se îngrijea de turma sa, alinând prin rugăciunile și milostenile sale necazurile oamenilor. Din anul 1674 și până la fericita sa mutare la Domnul, în anul 1685, Sfântul Ioan a păstorit episcopia Romanului. Și aici marele ierarh Ioan și-a dus mai departe nevoința. Pentru viața sa sfântă și plăcută lui Dumnezeu, el era foarte cinstit de ceilalți ierarhi moldoveni, mai cu seamă de Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul de atunci al Moldovei, care în cartea sa Viața și petrecerea Sfinților îl numea pe Sfântul Ioan Arhiepiscopul cel Sfânt și Minunat. Astfel viețuind, într-un încetate nevoinți și într-un alte bunătăți strălucind minunat și petrecând cu smerenia adâncă, după cum scrie un vechi pateric al Sfinților în Moldo-România, s-a mutat la veșnica odihnă în anul 1685, alăturându-se la ceata Sfinților care neîncetat laudă pe Dumnezeu, bucurându-se într-o lumina cea neînserată. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.